Vlad Ștefan Pruteanu a plecat la stele mult prea devreme pentru a-și părăsi părinții. Colegii de școală de la liceul Honterus, colegii din arbitrajul brașovean sau colegii de echipă de la Fotbal Club Râșnov. La mai puțin de 18 ani, tânărul fotbalist și arbitru a căzut victimă unui tragic accident de circulație, care, din păcate, l-a trimis într-o altă lume. Astăzi, 19 februarie, unicul meu copil Vlad ar fi împlinit 18 ani. Avea multe planuri, avea multe vise, dar viața lui s-a năruit nedrept și foarte dur. Sufletul meu este rupt în bucăți, viața mea s-a oprit în acel moment nefast, dar astăzi am trăit o mare bucurie și am reușit, cu ajutorul tuturor copiilor și participanților, să-i ofer cel mai frumos cadou pentru ziua lui, pentru sufletul lui, pentru tot ceea ce a fost Vlad, pentru noi toți. Și totuși râșnovenii l-au simțit pe Vlad în mijlocul lor pentru două zile, timp în care turneul de fotbal în sală, care îi poartă numele, și-a consumat ediția inaugurală. Au răspuns invitației organizatorilor echipele din Feldioara, Zărnești, Ghimbav, Râșnov evident, CFR Brașov și Inter Cristian, precum și alte două formații alcătuite din foștii colegi ai lui Vlad de la Honterus, respectiv arbitrii din cadrul AJF Brașov. A trăit pentru fotbal, a spus-o de nenumărate ori, chiar dacă noi, ca și părinți, nu l-am înțeles de multe ori. Îmi e greu să-mi adun cuvintele. Vreau să spun că vom face toate eforturile posibile ca să continuăm memorialul ăsta, să-i ducem numele și memoria mai departe, pentru că a fost un copil excepțional care merită lucrul ăsta. Din nefericire, a plecat mult, mult prea devreme. În ultima zi a competiției, Vlad Pruteanu a supervizat, putem spune, cele două semifinale, hotărătoare pentru desemnarea echipelor ce ținteau calificarea în ultimul act. Unirea Feldioara în echipament roșu-alb a trecut cu 5-3 de Inter Cristian, asigurându-și un loc în marea finală. Mult mai echilibrată a fost întâlnirea dintre FC Ghimbav și gazdele de la Râșnov. A fost egalitate 2-2 la capătul timpului regulamentar, iar la loviturile de departajare, vegheați de Vlad, râșnovenii au terminat învingători la un singur gol diferență. Pe mine, în special, m-a durut sufletul să particip la memorialul lui Vlăduț, pentru că a fost jucătorul meu preferat, jucătorul care mi-a intrat cel mai mult la suflet, jucătorul pe care eu o să regret tot timpul, jucătorul care a fost antrenorul meu din teren, a fost capitanul meu și nu în ultimul rând a fost prietenul meu. În marea finală, a cărei lovitură de începere a fost dată de verișorul Tudor Stoica, Vlad Pruteanu le-a insuflat râșnovenilor spiritul de învingători, fapt demonstrat de victoria categorică pe care gazdele turneului au înregistrat-o în fața echipei din Feldioara. A fost 5-1 pentru Râșnov, o victorie mai mult decât importantă pentru memoria lui Vlad. Eu împreună cu colegii de la FC Râșnov suntem foarte, foarte mândri că am luat acest campionat și sper că și Vlăduț este mândru de noi, de acolo de sus. Și suntem foarte bucuroși că ne-am obținut obiectivul ca să fie și el bucuros. Și nu-l vom uita niciodată. În primul rând există o tristețe în sufletul meu, ținând cont de faptul că vorbim despre un fost fotbalist, dar în același timp felicit familia pentru faptul că îi păstrează memoria vie prin aceste evenimente deosebite care și l-au propus să le facă în perioada următoare. Iar pentru tinerii sportivi mă bucură faptul că chiar și în perioada de iarnă, când poate foarte multe alte localități nu se pot lăuda cu o sală și o competiție ca și aceasta, au modalitatea cei mici să își etaleze talentul și în același timp să-și demonstreze abilitatea în această zonă deosebită. Vlad a fost pentru mine o minune, a fost pentru colegii lui, pentru prietenii lui, un copil deosebit și sunt convinsă că foarte mulți dintre ei au învățat să prețuiască viața, să se bucure de fiecare clipă și să fie ambițioși și învingători, așa cum a fost Vlad.